Iosif Mircea Colțe. S-a născut în anul 1965, la data de 12 august, în localitatea Săcuieni. A fost fiul lui Iosif Colțe, care a plecat în veșnicie în anul 2003, și al Anei Colțe, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o încă cu viață. A fost al doilea frate dintre cei patru, Aurelia Popa, care și anul acesta a plecat spre veșnicie, al Marianei și al lui Daniel. Mircea a crescut sub îndrumarea tatălui Iosif, într-o casă a rugăciunii, sub învățătura și îndrumarea sfântă a celor doi părinți evlavioși. La vârsta de 4 ani se mută împreună cu familia la Oradea, unde își petrece restul vieții. Principiile de viață și le-a scris aprofundând mereu, studiind, citind și petrecând timp prețios doar pentru a învăța. A fost un om al cărții, formând din aceasta o pasiune. Studiile și școala primară le-a făcut la Oradea. În 1983 a absolvit studiile Liceului Industrial Înfrățirea, cu specializarea mecanic. În 1986 mai obține o calificare în meseria de prelucrări a șchiere, profil mecanic. A urmat și a absolvit apoi studiile la școala prorocilor. În 1994 a absolvit cursurile de evangelizare în cadrul SPMCR. A urmat și a absolvit în anul 2009 studiile la Institutul Teologic Pentecostal, Facultatea de Teologie Pentecostală Arad. A urmat studii de specializare în diferite domenii precum cursul Păstorei României, cursul de formator, cursul de comunicare în limba oficială, cursul de evaluator și competențe profesionale și a fost acreditat în mediere și organizarea profesiei de mediator. Lasă în urma sa o impresionantă bibliotecă, pe care a parcurs-o filă cu filă și cu care și-a hrănit mintea mereu. A fost un om care a format relații și prietenii, devenind de-a lungul anilor mentor pentru mulți din jurul său. Și-a dedicat viața rugăciunii pentru alții, vindecării, mijlocirii și slujirii în fața lui Dumnezeu pentru ridicarea și binecuvântarea celor din jurul lui. A fost pasionat de natură, de creațiile lui Dumnezeu și și-a regăsit mereu pacea în frumusețile acesteia, deținând și o impresionantă colecție de fotografii cu peisaje și animale și minunățiile create de Dumnezeu. Noi, familia ta, mama Ana, fratele Daniel, sora Mariana cu soțul Cornel Iagăr, nepotul Paul și soția Andreea cu copiii Natalia și Ethan, nepotul Răzvan cu soția Ivi și fiica Mila, nepotul Ruben cu soția Naomi și fiul Iosua, nepoata Delia cu soțul Bogdan și fiicele Daria și Dorotea, nepotul George cu soția Estera, îți spunem că ne va lipsi mereu prezența ta pozitivă, zâmbetul tău senin, îndrumările și sfaturile tale prețioase. Ne-am bucurat împreună cât ai trăit și ne vei lipsi cât vom trăi.